despre transformarea Ioanei și despre ce au însemnat aceste ultime luni din viața ei, eu aș vrea să spun un singur lucru. Între timp mă sună mitoșerul, poți să-i răspund până spui tu un singur. Pe tine sau pe ea? Da, Simona, tu ai pus mult suflet în toată treaba asta și toată lumea știe, așa că lăcrămile astea sunt, te onorează. Aș vrea să vedem materialul și să ne întoarcem. Ce voiam să spun? Voiam să spun, Ioana, că n-am vrut o clipă ca de fiecare dată când ai fost în platou ăsta să te simți, să te simți umilită, să te simți batjocorită, să știi că, să crezi poate că cineva vrea să râdă de tine, pentru că nu a fost în intenția mea lucrul ăsta sau a colegilor mei și că nu-mi stă în fire să râd de oameni, că nu-mi permit eu să râd de oameni. Știu asta. Asta voiam să-ți spun, dar pentru că a fost o poveste ieri care s-a dezvoltat urât și nu vreau să crezi că cineva te cheamă la televizor ca noi sau cei de acasă să râdă de tine. Știu asta. M-am gândit și eu și știu, dar aici nu este vina voastră a postului de televiziune, este vina persoanelor care au jignit, pentru că n-ați jignit voi postul, a jignit persoana implicată. Nu, în problemă, nu, sau... nu vreau să, mă rog, nu știu. Nu e vorba de jignire, am vrut să până la urmă, această precizare. Ce spune Ioana e corect, nu ei cred că trebuie să-i te adresezi și nu ei trebuie să-i cer scuze, ci multora dintre cei care formează echipa ipocriților, mulți, culmea, apropiații de-ai noștri sau poate chiar colegi, care sar ca prostul din baie, că vorbisem în culise, da, să vorbească neîntrebat și să atace. Dea cu părerea și... În momentul în care poate că ar fi fost mai bine să facă ceva, să o ajute pe Ioana. Pentru că dincolo de niște imagini dure și de niște situații în care ea a fost pusă de multe ori pentru divertisment, poate că alte ori și pentru că și-a dorit, în urma fiecărei acțiuni de genul ăsta a rămas ceva bun. Așa s-a spus, nu vreau să vă întrerup, o singură 10 secunde vă mai spun, că mi-aduc aminte că în momentul în care i-am filmat gândacii din casă, am fost la fel de atacați. Iată că în urma imaginilor lor, casa Ioanei arată ca o casă normală, igienizată. Absolut, absolut. În momentul în care noi o arătam după acea cură de slăbire, foarte mulți râdeau, o făceau monstru, aruncau cu noroi în ea. A urmat acea operație care cât de cât i-a dat o înfățișare de care să nu-i fie rușine. Poate că aceste imagini nu au făcut decât să o trezească și mai mult sau încă un pic la realitate și să accepte că orice femeie în anul 2013 ar trebui să se îngrijească un pic de ea. Sigur, chiar dacă da, este într-o situație grea, chiar dacă a trecut prin momente foarte grele, toți pașii ăștia mici conduc la un rezultat. Așa, eu nu știu dacă e minunat, pentru că nu vreau să ne lăudăm, dar conduc spre o normalitate. Absolut. O normalitate pe care, mă scuzați, o normalitate pe care unii de pe margine o arată cu degetul, o atacă, ne atacă. E păcat. Și nu văd, de fapt, ei ce scop au. Da, de ce? Care-i scop? Este foarte ușor să arunci cu rahat decât să dai o mână de ajutor. E foarte